Bună ziua, dragi copii! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti brioșe cu fructe. Brioșe moi, pufoase, fragede, extrem de gustoase și aromate. Ideale pentru micul dejun sau desert. Folosesc astăzi următoarele fructe. Bananele și vișine. Ce folosim? 6 ouă pe care le-am separat de ambuș. 100 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de făină și, desigur, vanilie. Facem acum aluatul. Punem ambușurile la bătut cu mixerul. Adăugăm zahărul și îl batem până se topește zahărul și obținem o spumă fermă. Vedeți cât de frumos s-a bătut albușul, priviți! Acum răsturnăm găgenușul, uite așa, și untul, priviți, așa, și amestecăm așa încet, adiat, ca să omogenizăm. Adăugăm un pic de vanilie, așa, este suficient. Acum adăugăm făina. Bananele și acum vișina. Și continuăm să amestecăm. Pe tavă, cuchiți de hârtie. Un polonic, luăm aluatul și îl turnăm. O lingură nivelăm, așa, și acum pe vișină deasupra. Merge acum la cuptor la 180 de grade pentru 20 de minute. Nu se deschide cuptorul în primele 10-15 minute. Brioșele noastre sunt gata, sunt spornice, se fac rapid, sunt delicioase, parfumate și pline de fructe. Vă invit să probați rețeta, vă doresc poftă bună!